Astăzi vom citi un fragment din Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll. Un arbust stufos de trandafir se înălța aproape de intrarea în grădină. Trandafirii înfloriseră albi, dar trei grădinari dădeau zor pe lângă un arbust și vopseau florile în roșu. Lui Alice se păru foarte ciudată treaba asta și se apropie să vadă mai de aproape ce făceau. Când ajunse alături de grădinari, îl auzi pe unul dintre ei zicând: "Fii atent, cinci, uite cum m-ai stropit cu vopsea." "Nu-s eu de vină," răspunse cinci morocănos. "Șapte m-a lovit peste cot." Șapte ridică ochii și spuse: "Așa, cinci, dă mereu vina pe alții." "Tu mai bine să taci," spuse cinci. "Ieri am auzit-o pe regină spunând că ai merita să ți se taie capul." "Da, ce-a făcut?" întrebă cel ce vorbise întâi. "Asta nu te privește pe tine, doi," îl repezi șapte. "Ba, îl privește," zise cinci. "Și o să-i spun, i-a adus bucătăresei, în loc de cepe, cepe de la lele." Șapte zvârli pensula pe jos și tocmai striga: "Așa nedreptate mai rar." Când din întâmplare dădu cu ochii de Alice, care stătea și observa. În clipa aceea se opri, ceilalți se întoarseră și o văzură și toți îi făcură o plecăciune adâncă. "Vreți să fiți așa de buni și să-mi spuneți de ce vopsiți trandafirii?" întrebă Alice cu oarecare sfială. Cinci și șapte nu ziseră nimic, ci priviră spre doi. Doi începu cu glas căzut, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu-l audă cineva. "Știți, domnișoară, de fapt în locul ăsta trebuia să fie o tufă de trandafiri roșii, iar noi din greșeală am sădit un trandafir alb. Și dacă descoperă regina boroboața asta, pune să ne taie capul la toți. Așa că încercăm și noi să facem ce putem, înainte să vină dânsa." Chiar atunci, cinci, care își plimba îngrijorat privirile prin grădină, exclamă: "Regina, regina!" Și într-o clipă, cei trei grădinari se aruncară cu fața la pământ. Se auzi tropot de pași, se apropia alaiul reginei. Alice întoarse capul, foarte curioasă să o vadă. În fruntea alaiului pășeau zece oșteni purtând halebarde în formă de trefle. Aveau aceeași înfățișare ca și cei trei grădinari, lunguieți și turtiți, iar mâinile și picioarele și le țineau întinse spre cele patru colțuri. Urmară zece curteni. În loc de diamante purtau presărate peste tot veșmântul carouri. Ca și oștenii treceau doi câte doi. După ei veneau copiii perechii regale. Erau zece la număr și drăguții de ei țopăiau voioși, ținându-se de mână doi câte doi. Toți erau împodobiți cu inimi. Urmau oaspeții, cei mai mulți dintre ei regi și regine. Printre dânsii, Alice îl recunoscu pe iepurele alb. Era plin de neastâmpăr, vorbea pripit și zâmbea la orice se spunea. Trecu pe lângă ea fără să o observe. În urma acestora venea valetul de cupă, purtând coroana regelui pe o pernă de catifea purpurie. Tot acest măreț alai era încheiat de regele și regina de cupă, împodobiți de sus până jos cu inimi.